light, I am infinite, I am the channel, I am expanding, I am psychedelic, I am vibration, I am timeless, I am unity, I am activating, I am me, we are higher. Bună seara și bine ați venit la emisiunea By Alexa. Înainte de a intra în emisiune propriu-zis, vreau să vă aduc aminte că ne găsiți pentru întrebările pe care le aveți în legătură cu invitații, temele sau eu știu alte genuri de întrebări pe forumul atașat platformei www.nașul.tv. Și de asemenea, unde de asemenea veți putea găsi adresa noastră de pe pagina de Facebook și aveți la dispoziție de asemenea și mailul byalexa@nasul.tv. În această seară, tema emisiunii este tinerețe fără bătrânețe. De ce am ales această temă? Pentru că m-a inspirat foarte tare invitata din această seară. Și pentru că Neagu Giuvara spunea că te naști și mori cu aceeași vârstă, iar George Enescu spunea că nu devii bătrân fiindcă ai un număr de ani, ci devii bătrân fiindcă ai dezertat de la idealul tău, astfel încât anii ridează pielea, dar renunțarea de la ideal ridează sufletul. Că este sau nu este așa, vom afla în această seară cu Laura Stoica. Bună seara, Laura, bine bună ai venit și îți mulțumesc că ai acceptat. Am acceptat. Cu Laura Stoica, care are 70 de ani și este membru fondator în proiectul Nașul TV, căruia i s-a alăturat fără nicio umbră de ezitare. Cine ești tu, de fapt, Laura Stoica? Înainte de orice, sunt om. Și cum spunea Terențius, nimic din ceea ce este omenesc nu mi-e străin. Am fost, ca orice femeie, prin natura ei, mamă, deci am procreat și am pregătit generațiile viitoare. Ai pregătit generațiile viitoare și în calitate de profesor. Așa. Am fost profesor de latină și greacă veche. Mi-am încheiat cariera didactică de la Colegiul Național Ile Caragiale și în prezent, la, mai târziu spun. Și în prezent faci cea de-a treia facultate. Da. Da? La zi. La zi, la vârsta aceasta, ca să nu înțepenesc și ca să demonstrez că, într-adevăr, sunt tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Aș completa puțin titlul cu viață fără de moarte și aș relata o situație aproape ilară. Pe cartea mea de identitate scrie că expiră în 2065. Deci automat sunt planificate să expir, să ies din viață până în 2065. Deci am treabă multă de făcut. În afară de faptul că sunt om al cetății și om al profesiei, mai sunt și suflet. Și m-a bucurat ce ai spus în legătură cu aserțiunea lui Giuvara despre omul care îmbătrânește, eu îi zic se constipă. Nu, nu stomacal, se constipă mental, osos și organic. Dacă nu ești tânăr, nu poți fi nici bătrân. Și dacă nu ești bătrân și dacă nu te păstrezi tânăr, ai trăit inutil. E foarte interesant. E o filosofie de viață extraordinară. Da. Mai mult, e foarte interesant că toți cei care se consideră bătrâni ies din viață aproape că se condamnă singuri la sinucidere lentă și dureroasă. N-au entuziasm, n-au ținte, n-au ideal, nu-și propun nimic. Am trecut și eu printr-o etapă aproape similară. Când am ieșit la pensie și a început să scârție organismul și vreo 3 ani n-am ieșit din casă. Deloc. Și după aceea am spus, dar nu se poate. N-am voie. Trebuie să fac ceva, ceva greu. Ceva care să mă provoace, să mă solicite. Mental, psihic, fizic. Și să mă vezi cum urc și cobor. Am numărat odată aproape 700 de scări. Și cu cele de la metrou,
Și așa. Trebuie să spunem că te folosești de o cârjă la mers. A, da, nu am cu mine, dar e toiagul meu existențial și mă simt bine cu el, îmi dă certitudini. Și pot să și-l folosesc ca armă de apărare sau de atac, depinde de împrejurare. Era odată să lovesc pe cineva cu ea, un șofer care n-a respectat regulile de circulație. De unde îți vin această tenacitate și optimism extraordinară, Laura? Probabil că din cultură. Sau probabil din educație, probabil din ceea ce mi-a oferit viața și m-a determinat să iau taurul de coarne și să rezolv întotdeauna. Nu e ușor să crești 3 fete. Fetele mele au 47, 46, 35 de ani, nu e ușor. Și nu e ușor să ai 2 soți, amândoi din lumea dreptului, și nu e ușor să te confrunți cu multe lucruri care pornesc de la câtă îmbrăcăminte, câtă mâncare, câte nevoi și câte lucruri trebuie ca pregătite, mângâiate sau certate. Ce anume a avut un impact definitoriu în viața ta ca mod de gândire? Vedeți, paharul ăsta e pe jumătate plin. Niciodată. Sunt foarte optimistă. Dar este și pe jumătate gol. Nu, pentru mine niciodată. Niciodată. De pildă, vorbeai de 3 facultăți. Într-adevăr, am început cu sportul. Am fost în lotul național de gimnastică. În urma unui accident, nu acesta. Acesta are altă cauză și alte efecte sunt. A trebuit să pun capăt carierei sportive și m-am dus unde crezi, la cea mai grea facultate, facultatea de clasică, de limbă greacă veche și de limbă latină. M-am și căsătorit. În primul an, studenta gravidă. În anul 2, studenta cu un copil și iar gravidă. Așa s-au născut. N-ai Oltea pierdut timpul. Și Dacia, da. După ce am terminat facultatea, am profesat cu pasiune. Îmi plăcea, din plăcere. Deci, îți propui ceva, găsești ținta și găsești calea de a ajunge acolo. Deci, sunt un om care, dacă mă dai afară, intru pe fereastră. Dacă mă dai afară din nou, intru prin tavan. Dacă mă dai prin altceva, intru prin perete și tot ajung unde îmi propun. Probabil că asta este. Forța și dorința de a face. Și tot timpul m-am ghidat după un proverb înțelept al neamului, nu știu de unde a izvorât, din ce zonă. Orice lucru început trebuie terminat. Niciodată n-am șat lucrurile la jumătate. Nici în viața mea am făcut ordine. Disperi vreodată? Da, când mă dezamăgește prostia. Când țară, patrie, miroase a prostie, mor. Când oamenii te dezamăgesc. Când îmbracă fețe în funcție de interese. Când nu sunt ei înșiși. Când scot cei mai murdari din ei, atunci rămân dezamăgită că eu le-am acordat credit. Dar nu mă învăț minte și tot îi iubesc așa cum sunt și îmi spun, iartă-i. Asta e, de unde nu-i nici Dumnezeu nu cere. În cazul acesta avem noi românii o problemă de a fi autentici, de a fi ceea ce nu, suntem cu adevărat? Nu e o problemă de a fi autentici. Se pare că noi am fost la răscruce. Am fost, de fapt, în centrul Europei și pe aici au trecut... Lăsăm popoarele migratoare. Vorbim de cei care vroiau să ne aibă definitiv și irevocabil, cum se spune, sub aripa lor. Turci și ruși. Și mai, nu mai zicem, ne oprim, da? A trebuit să ne înclinăm după cum bate vântul ca să supraviețuim. Cred că o formă de conservare. Dar atât de mult s-a degradat încât a ajuns să fie un dat al nostru cu care nu sunt de acord. Suntem deștepți. Suntem frumoși la suflet. Avem potențial intelectual și spiritual, dar nu reușim să le valorificăm, nu reușim să le punem în lumină. De ce? Pentru ce că ne oprește? Nu sunt interese. Dacă ești prea deștept, ești un potențial adversar și poți câștiga. Doi, intri într-un cerc, într-un sistem și fără să vrei ajungi să fii corupt sau să taci. Apropo de tăcere, duce, da. Mă scuz că te-am întrerupt, dar astăzi mi s-a întâmplat un lucru, aș spune eu, definitoriu în privința tăcerii. Am sunat o bună prietenă,
care are 30 de ani și care lucrează undeva în cinematografie. N-am să-i dau numele pentru că nu are rost, însă am invitat-o în emisiune. Am spus că vreau să vină să vorbim despre, că tot astăzi suntem 1 mai, nu? Să vorbim despre 1 mai dinainte de 89 și în zilele noastre. Să facem așa o paralelă, inclusiv cinematografică, și cum s-a folosit cinematografia de acest lucru. Și am întrebat-o ce mai face, care mai sunt proiectele ei. Știu că a câștigat și un premiu, da? Știu că a depus un scenariu de lungmetraj și bineînțeles că nu a primit banii necesari, pentru că banii se dau așa cum, da, cum se dau. Și i-am spus, măi, vină în emisiune și spune, vorbește despre toate lucrurile astea. Și mi-a spus, a, nu, îmi pare rău. Aceste lucruri se vorbesc la o cafea, între noi, eu știu, dar nu la televizor. Și am spus, bine, dar în cazul ăsta, ce crezi tu că se va rezolva? Zice, nu știu, așteptăm să vedem cine vine la guvernare, pentru că tot ceea ce se face, deci imaginează-ți, dragă Laura, că sistemul, deci totul s-a oprit pe loc, da? Deci sistemul nu mai funcționează, pentru nimic în sistem nu mai funcționează, pentru că se așteaptă alegerile, să se vadă cine iese și adică se schimbă caii, se schimbă și căruța, da. Se schimbă și vizitiul. Da, da. Foarte rău. Deci în momentul ăsta nu mai funcționează nimic, pentru că efectiv se așteaptă alegerile. Deci indiferent, în țara asta alegerile și cine vine la guvernare n-are importanță, nu vorbim de acum de anumiți oameni. Vorbim pur și simplu la modul de principiu. Deci s-a oprit totul în loc. Nu. Te rog să mă crezi că m-a șocat acest lucru. Este o greșeală. Deci m-a șocat. Deci dacă oamenii aceștia tineri nu vorbesc, nu înseamnă că ei susțin sistemul? În dreptul penal există dreptul la tăcere. Nu, eu vorbesc așa, ca... Dar în viața de toate zilele, când om are coloană vertebrală, când are opinii, când are informații, când gândește cu propria lui minte, este o crimă să nu comunice și să nu dea glas. Eu am intrat în Partidul Democrat, pot să spun, într-o situație în care mă săturasem să stau deoparte și să nu mă implic, să stau pe marge și să clănțăm, să trâncănesc vrute și nevrute. Trebuia să am o atitudine, da? Deși abusesem o experiență în 1992, în 90, când am vorbit din balconul Mineriadei, da, eu așa îi spun. La universitate, da. Da, printre primele persoane, am fost foarte impresionată. Am trăit un moment în care am realizat ce înseamnă puterea. Când am văzut că învuiește mulțimea la picioare, eu am fost persoana care am lansat sloganul Golan din toate țările, uniți-vă. Am spus, nu se poate. Dă-te jos, fetițo, n-ai ce să cauți aici. Tot ce vei face, vei face din creier, din exemplu personal, și niciodată nu te vei urca nicăieri. Să înțeleg că eram puternică, eram unică, eram nemaipomenită. Există și beția puterii? Da, există. Când te vezi acolo... Discuție, da, și te fură, te duce, n-ai opriște. Am înțeles. E mai puternică decât tine. Dacă nu ești conștient, intri în sistem sau intri, te lași dus de putere. Apropo de această prietenă, știi ce mai vreau eu, de ce mai sunt tânără și de ce mă consider tânără? Pentru că în loc să stau să-mi anchilozez pe lângă picioare, membrele pe bine și creierul, am zis că trebuie să fac ceva greu. Ce putea fi mai greu după latină și greacă decât facultatea de drept? Și am început, după 13 ani de pensionare, să mă duc în fiecare zi la facultate, la zi, să fiu printre primii studenți. M-a motivat și un lucru, aveam un proces civil, o revendicare. Am scutit 1.000 de euro și mi-am câștigat singură casa. E un lucru extraordinar ăsta. Așa. În al doilea rând, contactul cu tinerii. 18, 19, 20, eram cea mai bătrână. Cum te-au primit tinerii, apropo? Foarte interesant.
Veneau toți, îmi cereau tot felul de sfaturi. M-au ales șefa de grupă. Se consultau cu mine. Veneau la mine acasă. De fapt, în fiecare an mi-am sărbătorit ziua de naștere alături de ei și de alții. De N generații. Sunt foarte mândră de ceea ce am făcut ca profesor. Sunt încântată că am dat neamului românesc 3 fete grozave. Grozave, nu că sunt ale mele, nu că am laud orice își laudă puii, da? Dar chiar sunt. Una lucrează în presă, una e la Paris, este, a făcut 2 facultăți, ea istoria artei, a intrat aici pe primul loc acolo, a fost model și sociologia și lucrează într-un domeniu deosebit. A treia a făcut coreografia. Nu se mai potrivește ce face acum, lucrează pe germană în domeniul bancar. Dar au făcut, cum să vezi, cu plăcere și ele ceea ce au făcut. Și de aceea sunt mândră de ele că am lăsat urmași, mulți alți urmași pe care i-am învățat cum să gândească frumos, bine, corect, adevărat. De câte ori ne întâlnim și ne revedem și mă strică uneori pe stradă și mi se întâmplă în mijloace de transport să-mi, doamna dirigintă, doamna profesoară, și vin la mine. Să te trezești cu o scară plină de 20-30 de elevi din generații diferite care de ziua ta îți cântă la mulți ani, când tu ești din casă. E, nu-i de aici, de colea. Absolut. Spune-mi și acum, tot... iartă-mă o secundă. Te rog. Apropo tot de entuziasmul acesta care există în mine. Cât mai sunt studentă, vreau mai să... Mai puțin. Mai am puțin, dar o să fiu la masterat. Vreau să fiu... Să mă duc la podul, la Casa Studenților, la echipa de teatru. Vreau să mă duc acolo, să văd dacă sunt bună, dacă mă admite și să joc teatru. Deci nu te lași nicio secundă. Nu, nicio secundă. Pentru ce ai făcut dreptul atunci? Păi am făcut dreptul pentru că e nevoie să se schimbe puțin mentalitatea. Pentru că sunt atâția oameni care au probleme cu justiția, unii vinovați, unii nevinovați, și de o parte și de alta nu sunt mulțumită. Și sunt câțiva foarte buni, cel puțin la mine în promoție, de care justiția română, dreptul, fie penal, fie civil, fie administrativ, vor auzi și pe doctrină și pe practică propriu-zisă. Ești de părere că justiția funcționează? Nu, nu. Nu funcționează. E legată la ochi, dar trage de balanță într-o parte. Trebuie făcută curățenie. Mare de tot. Curățenie trebuie făcută... Dar nu dați afară somitățile profesorii care reprezintă numere remarcabile, specialiști în materie. Aceea trebuie lăsați cât consideră ei că sunt apți și buni de a preda la catedră. Ci trebuie duși și cei care s-au urcat altfel și altcum. Am înțeles. Tu ai fost profesor o grămadă de ani. Spune-mi... Da. Ai fost profesor și înainte de 89? Sigur că da. Da. Și am fost profesor de sus până jos. Și de la, numai la creșă n-am fost. Înainte și la de... grădiniță, și la clasa întâi, și pentru asta aș plăti în aur învățătorii. A fost cea mai grea etapă din viața mea. Am fost 6 luni învățătoare și acum am rămas prietenă. Am fost și la școală generală și la liceu. Vreau să te întreb, înainte de 89, mă refer acum, da. Pe lângă cultură, învățământul era un fel de cenușăreasă a regimului comunist. Acum cum stăm? Tot așa. Tot așa. Dacă atunci... Se zicezi vreo diferență pentru că tu mai pregătești din când în când copii? Da, da, se zicezi. Năvala aceasta de informatică a întrerupt cititul și așa erau tributari unii, pentru că nu mai existau cărți, erau duse la maculatură pe vremea lui Ceaușescu, da? Nu se mai citește, o adevărată lectură profundă, cu carte așa și să o prețuiești. Nu, acum repede, mult și de-a gata. S-a schimbat și calitatea dascălului. În ce sens? În sensul că nu e motivat financiar, nici respectat și, în primul rând, el, dascălul, nu mai este... nu-și mai acordă respectul cuvenit prin profesie, se duce în învățământ nepregătit. Examenele de definitivat sunt o oglindă concludentă în acest sens. Dacă tu ca profesor te duci și copiezi, cum să pretinzi elevilor să nu fraudeze? Cu
cum se pretinde elevilor să știe și să răspundă corect, fără minciună, fără dobândire necinstită a răspunsurilor? Nu se poate. Trierea profesorilor, toate legile acestea ale învățământului, unul vine de o lege, altul, cum se ajunge la guvernare, la gunoi. Nu, domnule, păstrezi, de pe vremea lui Spiru Haret, noi n-am mai avut ministru al învățământului care să... Da. Sunt câțiva care au încercat, dar au fost tot timpul obstrucționați. Cine are interes să nu avem o generație educată? E o întrebare vagă și ar însemna să răspund nu, așa cu argumente. Deci nu-ți cer să indici pe cineva anume ca persoană? Nu pot să indic ca persoană. Deci politicul sau cine are interes? În primul rând, noi. Sau pur și simplu... Noi, ca părinți. Doi, în al doilea rând, noi ca obiect al educației. Trei, noi ca cei care facem educația. Subiectul educației. Toți au concurat și s-au găsit într-un gol, într-un hiatus. N-au bază, n-au fundament. Constituția Americii are 3000 de cuvinte și durează de aproape 200 de ani. Când se cântă, se zice, se cântă imnul, toți pun mâna la piept. E o solemnitate. Este, cum să spun, ceva care... Există respectul pentru simbolul, ceea ce la noi nu mai există. Așa ar trebui să fie și pentru noi. Când învățătorul sau profesorul ajungea în clasă sau trecea pe uliță sau ajungea la Ateneul Român sau se plimba pe Calea Victoriei, era un om. Și omul împodobește locul. Avem oameni care nu mai împodobesc locul, se împodobesc pe ei tot felul de paiete și de culori, care mai de care mai lipsite de valoare. Contează fațada astăzi? Enorm. Și buzunarul. Și buzunarul. Și buzunarul. Și sistemul relațional. Spune-mi, sindicatele mai reprezintă cu adevărat voința profesorilor? Nu. Sau vorbim despre o utopie? Nu. Așa cum presa manipulează, o parte bună, o parte bună din cei care se uită sau sunt dependenți de televiziune sau audio, tot așa și sindicatele. Sunt de formă. Și nu contribuie cu nimic. Sindicatele... La reglementarea și așezarea pe bază a învățământului, pe un drum, pe un fundament care nu te duce nici în nisip, nici unde și nici nu te prăbușește ca om, pentru că dacă nu știi să fii bun dascăl, ai nenorocit două generații. Sunt îngrijorată de lingvența, de vârsta cât mai joasă a copilor consumatori de droguri sau de prostituție infantilă. Și lucrurile... A comportamentului față de profesor. Asta... Am văzut o grămadă de derapaje. Nu se poate. Nu se poate. Cât de coercitivă ar fi legea sau norma care incriminează astfel de lucruri, dacă nu este și vox populi, societății civile, și dacă nu-i familia, oricum familia nu mai e ciutata, nu mai e celula de bază a societății. Nu mai este. Bun, de acord, dreptul la viață intimă, viață privată, dar relațiile trebuie păstrate și continuate. Ce e bun, nu aruncăm. Numai ce e rău, ce produce mucegai, distrugere. Mucegaie e vorba lui Tudor Arghezi. Da, din bube, mucegaiul și noroi, iscata în frumuseți și prețuri noi. Dar mai zicea el, am luat o cara și torcând ușure, am pus-o când se îmbie, când se înjure. Noi nu îmbiem, noi doar înjurăm cu, cum să spun așa, o răutate de din rărunchi care, până această răutate nu dispare, nu ne putem vindeca. De unde a venit această răutate? Crezi că de din complex, este și din mass complexe. Media care foarte mare promovează foarte, violență, da. Promovează discursul falsul, violent, da, falsul, agresivitatea, deturnarea realității, da, minciuna, da, minciuna groaznică. Și manipularea. Astea sunt
cele mai grave lucruri. Care este soluția? Fiecare dintre noi să caute să se cizeleze, să vadă unde a greșit, să se analizeze și să găsească soluții el singur. Că nu poți să rupi un snop. Dar dacă rupi fir cu fir, reușești. Dar să-ți propui așa ceva. Ce societatea civilă să facă mai multe. Uite, e foarte bine că există. Primiți pe oricine. Discutați cu oricine. Nu nume cunoscute. Anonim. Stați de vorbă. Invitați. Spuneți. Evident, vă trimit înainte ceva. Vedeți, au față, n-au față de prin plan. Nu contează. Au idei care pot fi însămânțate. Mi-a plăcut ideea cu semințele. Da, da, pentru că... Puneți sămânța. Vrem să facem o revoluție în gândire. Sămânța bunului simț. Puneți sămânța respectului. Sămânța adevărului. Nu putem să construim nimic pe minciună. A dialogului constructiv, da. Că asta ne omoară, da, cel mai tare în ultima perioadă. A negocierilor, a tratativelor, da. A duce pe bază de mediere. Orice conflict se poate stinge, dar să vrei? Să vrei, sigur că da. Noi spuneai că aducem oameni obișnuiți. Da. Aducem și oameni obișnuiți, aducem și oameni cunoscuți. Cu personalități accentuate, da. Cu personalități accentuate, pentru că, așa cum am declarat la începutul acestui proiect al emisiunii By Alexa, în invitatul nostru permanent este cetățeanul. Așa și trebuie. Și ofurile cetățenești rezolvate. Trebuia să fie această emisiune pentru că o grămadă de cetățeni s-au strâns în jurul acestui proiect Nașul TV și au creat tot ceea ce astăzi se poate vedea. Mulțumesc, cu greu, cu muncă multă, cu sudoare, dar era necesar, trebuia. Într-o bună zi vom constata că s-a meritat. Da. Deja se merită, pentru că până acum nu am văzut la nicio televiziune acest lucru, pentru că nimeni nu îți spune, nimeni nu numai că nu îți impune ceva, dar ești chiar atât de liber în emisiune încât practic ai mari probleme cu cum îți folosești această libertate, da, ceea ce presupune o mare responsabilitate. Aici noi am greșit, că libertatea pentru unii a fost ca o necesitate înțeleasă, iar pentru alții un fel de debușeu al lăuntrului care colcă ea de nedumeriri și de probleme grave. Și astea s-au extrapolat, s-au amplificat și răutatea unuia combinată cu prostia altuia sau cu răutatea altora e mai greu de stârpit. Laura, crezi că se mai pot schimba lucrurile în România? Am fost optimistă și de, sunt convinsă de că cine se crezi schimba? Tu că depinde asta? Depinde numai de noi? Nu de politic, în niciun caz. Păi nu, mă refeream la noi. Da, de fiecare în parte. Știi că eu, zicea Vergilius, fiecare, nu zic în latină, ca să nu aibă nimeni complexe, dar pot să vă și zic, fiecare este făuritorul soartei lui. Dacă încetăm să mai gândim că ne e datul mioritic să acceptăm cu seninătate eventuala sau reala crimă sau așa, atunci nu o să fie bine. Trebuie să fim activi între vorbă și faptă, să existe egalitate, să nu mai mințim cu televizorul poporul, da? Doi. Poate că ar trebui un efect de purgă. Da, de curățenie există, de curățenie. Da. Purgativul sau chiar și în drept există așa ceva, efectul de purgă, când se șterge ceva. Când se șterge ceva, da. Sigur. Da. Observ un soi de victimizare, de fatalitate. N-ar trebui. N-ar trebui. De la nivel național. Nu. De lehamite. Nu. Ne trebuie ceva. Trebuie să existe. Ce-ar putea o scânteie, să o ne flacără. Din avem această... nevoie de oameni luciși și avem mereu, da? Pentru mine este un astfel de etalon uman care ar putea să coaguleze în jurul lui pe toți cei care vor cu adevărat să fie români și să facă ceva. Știi cum zicea Nechiță Văcărescu? Urmașilor mei văcărești, vă las vouă moștenire, creșterea limbii românești și a patriei cinstire.
Și mai am observat ceva. E, pot și eu să mă laud. Antrenorul de la Rapid a fost elevul meu. Nu l-am auzit niciodată vorbind agramat. Nu l-am auzit niciodată stâlcind limba română. Despre aceste lucruri vom continua după o scurtă pauză. La Nașul TV se face presa adevărată. Jurnaliști cu experiență îți prezintă emisiuni pe care nu poți să le vezi în altă parte. Fără cenzură, fără presiunea mogulilor, fără interese ascunse. Radu Moraru se întoarce pe calea victoriei cu cel mai longeviv talk show din România. Nașul. Alexandru Cristorian și echipa sa de investigație au grijă de buzunarul tău. Anchete inedite în Pe urmele banilor. Adrian Moraru monitorizează oameni și mecanisme din politică și administrație în Sistemul. Grigore Cartianu consemnează în Cronica de Noapte evenimente care merită să rămână în istorie. Alexa Ionescu este ghidul tău în lumea virtuală a blogurilor. Dezbateri și dezvăluiri. Bye Alexa! Alice Năstase și Simona Catrina te invită la Tam & Tango, cea mai bună emisiune pentru femei deștepte, iar sportivii fac istorie alături de Ioana Reit și Cristian Țopescu în Privind înapoi cu mândrie. Aici Nașul TV, televiziunea liberă. Dăm în tango pentru că ne revendicăm puțin din splendoarea tuturor tangourilor lumii. Nu ne frică de niciun subiect. Subiecte îndrăznețe, subiecte vii, subiecte alerte, subiecte pe placul tuturor. Vom avea doar invitați care au ceva de spus. Dame în Tango, de luni până vineri, de la 17, la Nașul TV. Vom fi cronicarii de noapte ai zilei de azi. Vom demonta falsele mituri, falsele legende și vom dezbrăca pe falsi eroi. Fii sigur că le vom face nopți albe celor care ne-au făcut zile negre. Ne vom distra de minune. Avem personaje, avem cu cine. Avem și unde. La Nașul TV. Cronica de noapte cu Grigore Cartianu. De duminică până joi, de la 22:30, la Nașul TV. Să știți că noi suntem în premieră europeană și n-am exagerat cu nimic. Televiziune prin subscripție publică. Publicul acesta e un public ca și dumneavoastră. Oameni care sunt activi. Oameni care nu pot fi manipulați. Efortul pe care l-ați făcut dumneavoastră, exact aici ne-a ajutat. Ne-a mobilizat pe noi să credem că într-o bună zi vom putea să ne exprimăm liber cu toții. Nașul TV. Aici televiziunea liberă. Am revenit. Te rog să-ți continui ideea. Păi da. Dar eu am așa de multe idei că pot să spun orice. Nu, aș vrea acum să spun un lucru. M-am născut în ziua de 25 martie, când e Buna Vestire, da? Când e schimbarea la față. În anul războiului, 1943. Deci am trecut prin foamete, secetă, inflație, schimbarea regimului, da? Au fost dureri ale neamului și dureri personale. Dar am trecut cu bine peste ele până a venit comunismul. Am trecut și peste comunism. Acum când suntem, poate unii poartă o cârjă, unii poate sunt deja humă, pământ, da? Și ei s-au sacrificat. Ei au avut curajul și au murit. Pe mine Dumnezeu m-a lăsat în viață ca dovadă că am treabă. Mai am lucruri de făcut, da? Pentru ce nu ne onorăm eroii? Pentru ce nu-i respectăm? Pentru că nu ne respectăm pe noi. Trebuie să învățăm să ne respectăm. Să fim toleranți. De foarte multe ori mi se întâmplă, mă întreba de ce sunt dezamăgită sau ce mă contrariază.
comportamentul uman. Și atunci nu sunt rezervată. Încerc să explic. Ca un profesor, prin pilde, prin învăluiri, prin... Găsesc formula că știu să captez. Știu. Problema se pune în felul următor. Obosesc, chiar dacă obosesc, mă încăpățenesc și tot îl fac să aibă acolo o sclipire, o licărire de gândire și în de care suflet. Să se analizeze. Da, dar astăzi, dacă multă vreme m-am întrebat ce e mai de temut, prostia sau răutatea, acum cred că amândouă. Cred că amândouă. Și atunci îmi pun problema. De ce sunt oamenii proști? Cui prodes, cui folosește lipsa lor de cultură? Câtorva pe care... Sau neanumite caste. Da, pe care o să-i ducă în cârcă. Și să te ferească Dumnezeu ca omul prost să se supere, că nu-i prost de tot, nu-i definitiv. Se bazează el pe ceva, că îndură, dar când se va trezi, va fi dezastru. Și suntem în... Mă simt eu miroase că s-a încins așa ceva și că unii oameni încep să conștientizeze unde se găsește răspunsul la întrebările care l-au frământat 22, 23 și așa, mai mulți ani. Poate că e vremea după 22 e vremea. De ani. Sunt coapte premisele. Să primim niște răspunsuri. Sunt coapte premisele. Spune-mi, Laura, au uitat românii să râdă? Da. Să da, se bucure? Da, am rămas... Să construiască? Da, da, în mare majoritate, dar mai sunt 7% și tot e bine. Tot e bine. 7%? Da, eu ziceam așa că... E cam puțin. Henry Böll are partida de biliard de la 9:30. Patrie strosnește șandramaua. Să aibă grijă cei care iau acum patria, lex patrie în mână, da? Și să aibă grijă să nu trosnească șandramaua, că o să fie groaznic. În primul rând, se prăbușesc chiar ei. În al doilea rând, vor fi niște mutații, niște schimbări. Oamenii nu mai merg pe logică și pe raționamente cartezine. Oamenii merg pe spirit și pe suflet. Aici trebuie să umblăm, să ne emoționeze frumosul, să ne bucure armonia coloristică, florală, lângă curățenia stradală, da? Să ne bucure traficul de mașini, unde toată lumea zâmbește și nu înjură birjărește. Să ne bucure un câine. Să ne Când bucure... ai spus de traficul de mașini, mi-am adus aminte de scrierea lui Ilf și Petrov. Da, 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 da. Cu partea... Un personaj ciudat. De cu câte ori sunt supărată... partea dreaptă și cu partea stângă. Că mi se întâmplă și mie. De câte ori sunt supărată, recitesc Ilf și Petrov și... Pot să zic așa că îl iubeau țăranii de ambele sexe, o chestie așa, s-au vâjit un gâlvașnic al apei din closet într-un apartament comun în care locuiau 40 de persoane când trebuia acela să fie al unui singur om. Da. Interesant. Foarte interesant. Lumea se gândește, adică e așa, toată lumea se gândește astăzi că politicienii nu-i mai reprezintă, politicienii actuali. Da. Nu, în Parlament, într-adevăr. Spun că toți sunt la fel și în mare parte este foarte adevărat că toți sunt la fel, adică au aceleași interese. Nu neapărat că toți sunt la fel. Dar probabil că în momentul în care a intrat în vârtej, știi, te soarbe vârtejul, da, la fundul apei și nu mai ai puterea să te ridici. Da. Este ăsta un motiv ca lumea să nu meargă la vot? Să nu, nu, privească nu. Cum... aparatul de partid să facă alegerea în locul lui? Nu, dar omul nu poate fi obligat. Sunt unele state unde absolut, prezența la vot este... Nici eu nu sunt de acord cu obligativitatea trebuie să o facă votului. Din conștiință. Absolut. Să înțeleagă că este... Zicea Eminescu, de ce uitați că în voi e număr și putere? Da? Deși nu sunt de acord. Democrația nu înseamnă număr. Democrația... înseamnă calitate. Democrația înseamnă să conștientizezi că puterea este la tine și că ai nevoie de mecanisme ca să influențezi toate aceste lucruri și că trebuie să lupți întâi pentru aceste mecanisme și abia apoi te poți numi. Dacă investești pe unul cu votul tău,
acela trebuie să te reprezinte și să vadă care sunt nevoile tale și interesele tale și cum ți le poate satisface în spiritul legii. În cazul în care nu se întâmplă așa ceva, oamenii, se știe, sancționează prin vot. Dar absenteismul înseamnă o derogare, un abandon de la calitatea de cetățean, de om al cetății. Familia se rupe, se distruge. Cum le-am spus, le spuneam de foarte multe ori elevilor mei. Soția poate să-ți moară, părinții, vine vremea când se duc de la sine, da? O casă ia foc, o mașină, singura avere care se rămâne este ce ai aici. Și de unde ai aici? Doar dacă deschizi cărțile ca să citești ce au scris alții și le închizi ca să gândești singur. Și ține minte că nu pentru școală te pregătești, nu nota contează, ci pentru viață și ce notă iei tu de la viață. Care va fi nota? Vezi la sfârșit. Depinde cât vezi tu în timp că va fi drumul tău și unde va fi sfârșitul. Că suntem ca un contract, ca un act juridic. Ne naștem, trăim, ne consumăm, ne modificăm și ne încheiem, ne sfârșim. Nu? Toate câte ni se întâmplă, ni se întâmplă datorită mentalității noastre, datorită, eu știu, tiparelor, mecanismelor după care am fost educați. Alexa, uite-te puțin și vezi griul și cenușiul urbanistic. Păi dacă ai stat atâția ani într-o casă în care îți cade tavanul în cap, da? Bate la calorifer vecinul că se aude tot. La ghenă îți vine să vomiți când treci, da? Și o bolănime. Dacă aici nu se face curat, cum să pretinzi altora? Asta este mentalitatea de bloc, de bloc nu comunist. Există. Nu există. Elvețienii au învățat în 10 luni cum să sorteze deșeurile. Sticlă, cârpe, hârtie, menajer. Noi de ce nu? Pentru că noi, deci nu, se sortează, stai să spun. Nu toată lumea sortează, e drept, dar îți relatez un caz apropo de cei care ridică aceste containere pentru reciclare, cu materiale pentru reciclare. Și vreau să-ți spun că mașina aceea care vine de la gunoi de unde vine, care încarcă, descarcă acele containere, le descarcă pe toate grămadă. Deci eu am văzut cu ochii acest lucru. Adică noi degeaba ne chinuim să sortăm, să punem hârtia la hârtie, plasticul la plastic și gunoiul, deci, menajer vana la gunoi. Deci vanitas, inutil, da? Da? De ce? Deci pentru că nu gândește. Dar ce ne facem noi? Deci nu mai avem nevoie de gândire, avem nevoie de simțire. Dacă ne corectăm simțirea, vom avea și gândire. Ce zic eu. Ce se întâmplă cu intelectualii? De ce tac? Falși, pseudo-intelectual. Adevăratul intelectual, dacă e un stoic și s-a închis în turnul lui de filde și ignoră și scrie la sertar vorba aceea cum voi nu faceți, voi faceți televiziunea din vitrină ca să fie publică, da? Respectați principiul publicității, deschisă oricui. Au fost în categorii de intelectuali. Pe puncte, pe cartelă, pe icre, pe mașini, pe o butelie de aragaz. Asta nu sunt intelectuali, îmi pare rău. Vorbesc de cei recunoscuți. Care? Unanim recunoscuți, mă rog. Care? Poți să te întreb care? Nu știu. Care e măsura? Păi asta e. Est modus in rebus. Este o măsură în lucru. Cine dă etalonul că este intelectual? Dacă ar fi intelectual, nu s-ar scobi în ureche și apă în dinți, da? Nu și-ar lăsa degetul, da? Omul este măsura tuturor lucrurilor, da. A celor văzute și a celor nevăzute. Exact. Nu ar înjura, nu s-ar duce la toaletă și ar uita să tragă apa. Te rog frumos. De aici trebuie să pornim. Lucruri elementare, esențiale. Și tonul frumos, limbajul respectuos. Respectul nu se impune, se câștigă. Absolut. Spune-mi, Laura, ce crezi tu despre politica din ziua de astăzi?
Mă spui părerea ta? O să spun, dacă în altă emisiune pot doar atât, să spun un singur lucru. Am voie să folosesc un limbaj așa, mai că m-am dezvirginat politic târziu. Da? N-am fost membru de partid. Și cum s-a întâmplat? Era o emisiune la televizor în care actualul președinte, domnul Traian Băsescu, era primar și îngrozit de ce se întâmpla cu atâtea buticuri care sărau peste noapte, în acea emisiune i-a spus unui buticar: unde aveți dumneavoastră? Mâine la ora 7-8 va fi derâmat. Eu, care nu ieșeam din casă atunci, am coborât, m-am dus. Să protestezi? Nu! Și am văzut că nu mai era buticul acolo, pe bulevard. Am spus, ăsta e omul, vorba și fapta. Ăsta e omul de care are nevoie România. Și m-am înscris în partid. Am înțeles. M-am înscris în partid. Dar n-am voie să vorbesc, aici am vorbit, nu că n-am voie, nu vreau să vorbesc, am venit în nume personal. Am să vin altă dată și am să-mi spun și opinia din punct de vedere politic și am să răspund oricăror întrebări. Eram foarte curioasă să ne spui ce se întâmplă la ora actuală în PDL. Nu pot. În primul rând că n-am timp, că învăț, că am examene, azi am avut un examen greu de tot. Știu. A fost grilă și nu mă împac, nu e amica mea grila și sunt mândră că am reușit. Dar o întrebare generală poți să-ți pui? Poți să-mi pui. Asta nu înseamnă că trebuie să și răspund. Eu încerc. Încerc. Simți că te mai reprezintă partidul din care faci parte? Foarte puțin. Foarte. Sunt niște oameni de calitate, niște oameni absolut deosebiți. Unii. Poți să dai niște exemple de oameni deosebiți din... Da. Da, este Monica Macovei. Monica Macovei, da. Este doamna Mioara Frăsineanu, de care foarte puțin au auzit, dar muncește, un om, un manager, fără ea, știi cum e gâtul. Nu se întoarce nimeni fără Mioara Frăsineanu. Mai există niște tineri, Cristian Țugurel, în devenire, mai este domnul Gerasim, Jos Pălăria, sunt mulți pe care îi admir. Văd că ai început cu două femei. Da. Bine, tu promovezi femeile pentru că ești femeie. E o discriminare și aici, mare de tot, și a fost anul Există european. Există misoginism, da, în politica există. Românească? Există. Există și am încercat... La modul general, pentru toate partidele este valabil. L-am interpelat pe domnul Boc în plen odată și am spus, vreau să văd bătrânii și femeile, spuneți-mi, vă rog, concret, nominalizați, cât sunt în funcție de conducere. Dacă ți-aduce aminte, acum câțiva ani am avut o discuție, noi două, despre plecarea dinozaurilor din politică. Da. Da? Da. Și lăsarea locurilor celor tineri. Da. Da. Discuția asta a mers mai departe pe discuții, pe forumuri. Vreau să spun că ea n-a întrunit sufragiul, ca să zic așa, n-a plăcut, celor care au citit, ba chiar a fost atacată această idee din greu. Ca să constatăm astăzi, după 3 ani, da, că de fapt și de drept acea idee era poate soluția ca această clasă politică să fie revigorată, întinerită, să fie curățată, să fie însămânțat altceva. Sigur. Altceva, altă mentalitate, altă gândire, altă atitudine, altă înțelegere și altă manieră de a aborda problemele holistic la nivel european, că suntem cetățeni europeni. Sigur. Spune-mi, te rog, ce mesaj ai pentru generația de astăzi? Să spere, să iubească lectura, muzica, pictura, teatrul, să se bucure că e primăvară, că a apărut un ghiocel, că vede un copil în cărucior, să se bucure când dau examen la drept de procesual penal, să se bucure că pot spăla o scară sau un veceu, că pot ajuta o bătrână să treacă strada și să aprindă o lumânare la pete. Pentru tot să se bucure. Să trăiască fiecare lucru ca și cum ar fi ultimul din viața lor.
Aștept de la o tânără pensionară, da, să povestească despre tinerețe fără bătrânețe și să dea câteva sfaturi tuturor celor, nu neapărat numai femeilor, da, ci tuturor celor care sunt la pensie sau urmează să intre la pensie și care cred că viața lor pur și simplu s-a terminat cu această întâmplare. Omul este prin definiție o ființă socială, da? Nu vă închideți. Păstrați faptul că ieșiți pe stradă, că mergeți așa, fără noimă, oriunde. Vedeți natura, vedeți fețele, zâmbiți, intrați în vorbă, nu pisălogind, nu călcând pe nervi pe interlocutor sau repetând așa neștire aceeași idee că sunteți caragioși. Nu. Teatru, faceți-vă, intrați acolo unde sunt mulți tineri și unde se dezbat idei. Pot fi la coafor, iarăși, oriunde, cu zâmbetul pe buze, fii sociabil, fii în drumeții, pe la mănăstiri, că am auzit că se poartă acum foarte mult, în târguri, în mall-uri. Pe mine m-au dus colegii mei de facultate la mall, eu n-am fost în viața mea la un mall, m-au dus la un film de la mall, da? Fiți deschiși la orice. Și să nu uităm că ți-ai sărbătorit ziua de naștere într-un club. Într-un bar, de noapte, și invitația a fost de la 12 noaptea până la 6 dimineața, da. Spune-mi, te rog, de ce te-ai alăturat acestui proiect Nașul TV? Ce te-a inspirat să te alături? N-ai pus nicio întrebare. Ai spus vreau, da, da, când ai auzit că da, se face da, prin subscripție publică. Da, da? Da. Ai fost încântată de idee. Da? Tu ai avut încredere de la bun început că acest proiect se va duce până la capăt, că vom reuși să facem acest proiect. N-ai avut nicio îndoială. Conform crezului meu existențial. Dum spiro, spero. Cât timp respir, sper. Dar ce te-a făcut să te alături? În primul rând, profesionalismul, competența, tenacitatea cu care emisiunile de la B1 erau pentru mine o delectație omoroasă, o plăcere, pentru că vedeam un om care ar fi spus cum gândeam eu. Vedeam un incisiv, da, un incisiv, un om pertinent, un om care nu se lăsa cumpărat sau influențat, un om care își alegea interlocutorii sau invitații ca pe un mozaic să fie din toate felurile, din toate categoriile, de toate vârstele, de toate instrucția, de toată cultura, adică să nu fie monotonie. Erau vii, erau autentice, era o felie de viață. Era o felie de viață. Acum aceeași felie de viață se petrece cu ajutorul celor care sunt pe forum și care să nu ne obosiți, felicită. Să nu obosiți, să nu vă așa, să deveniți plați, să fiți, cum să vă spun, rotunzi, să fiți tot timpul ca o spirală mai degrabă, spre ascendent superior, să nu deveniți monotoni și în cerc închis. Laura, să spargeți. O să spargem. O să fim întotdeauna... Ca la greci, pahare sau farfurii, dar acum nu mai e voie, arunci garoafe, arunci flori. Pentru că ai o problemă și nu te poți ridica, da, mă ridic eu și te rog să plantezi și tu în acest bol. Da, unde văd că se află pământ negru. Este da, acel cernoziom dădător de roade. Eu pun sămânța. Am văzut cum se procedează. Doamne, fă să încolțească respectul de sine, dragostea de aproape, dragostea pentru carte, pentru profesia pe care o faci, seriozitatea. Și fă-i pe români să se iubească și să tindă spre frumos și adevăr și drept. Mulțumesc mult că ai acceptat invitația de a veni în această oricând emisiune. Te rog să-mi pui și mie o pilă, dacă se poate. Aș vrea să mă duc
la domnul Grigore Cartianu. Vorbim după emisiune. În plen spun. Da. E nevoie. Din păcate, și pe mine și acolo. Emisiunea a luat sfârșit. Așa de repede. Așa de repede. Fugit, da. Ireparabile tempus. Exact. Da. Îți mulțumesc încă o dată pentru că ai acceptat invitația. Cu cea mai mare plăcere. Onoarea a fost pentru mine, da, să vin. Ne puteți revedea mâine dimineață între 8 și 9 pe platforma www.nasul.tv. Ne reîntâlnim mâine cu un invitat cunoscut cu care vom sta de vorbă desigur despre o altă temă. Vă mulțumesc! La revedere și nu uitați să fiți iubiți!